Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară de la noi din țară. Artista și-a dedicat peste patru decenii muzicii. La cei 67 de ani, Maria Dragomiroiu se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Are o carieră impresionantă și o familie de care este extrem de mândră. Are doi copii care s-au stabilit deja la casele lor și care i-au oferit patru nepoți, tot ce poate fi mai frumos în viața oricărei mame. Îndrăgita interpretă de muzică populară și iubește enorm familia, dar recunoaște că nu și-ar dori să locuiască în aceeași casă cu copiii ei. Invitată în cadrul unei emisiuni, Maria Dragomiroiu a explicat cu subiect și predicat de ce nu vrea acest lucru. Deși are deja 67 de ani, Maria Dragomiroiu recunoaște că încă are momente când simte nevoia să mai copilărească și se bucură că încă reușește să facă asta alături de nepoții ei. În urmă cu ceva timp, Artista ne-a dezvăluit în exclusivitate cum e viața de bunică și a recunoscut că de multe ori ea este cea care învață anumite lecții de la nepoții ei și nu invers.